Situație incredibilă la Spitalul Județean de Urgență Botoșani, unde sunt doar 6 paturi destinate internărilor pentru cei peste 11.800 de bolnavi de diabet. S-a ajuns la acest stadiu după ce secția de diabet a fost transformată în perioada pandemiei în compartiment și funcționează și în prezent pe Medicala 2. Cum sunt doar 6 paturi pentru internări, majoritatea cazurilor de diabet sunt rezolvate prin internări de zi în ambulatoriu, unde sunt 3 cabinete destinate acestei specialități. În evidența cabinetului de diabet din Botoșani sunt peste 11.800 de bolnavi cu această boală. Oficial, noi figurăm cu 6 paturi, este o situație temporară, adică nu vreau să... Eu încă mai sper. Pandemia de COVID e terminată recent. Noi am funcționat pe Medicală 2 ca și compartiment de diabet. Deci dacă o să vreți să vizitați, este pe Medicală 2 compartimentul de diabet. Nu mai suntem o secție de sine stătătoare. Din păcate, nu știu dacă vom mai fi secții sau vom rămâne în continuare compartiment de diabet. Potrivit reprezentanților spitalului, la următoarea modificare de structură, vor solicita Ministerului Sănătății asigurarea unui număr de 10 paturi pentru acest compartiment, dar nu se pune problema de revenire la stadiul de secție. Numărul de internări în cadrul secției de diabet în 2018-2019 era undeva la 35% rata de ocupare a paturilor și 40% rata de ocupare a paturilor. Asta înseamnă că secția respectivă nu justifica numărul de paturi care îl avea. Într-adevăr, 6 paturi acum sunt un pic cam puține. Necesarul de paturi pentru diabet, pentru a asigura internările tuturor pacienților care necesită pentru diabet, adică controlarea diabetului, este undeva la 8-10 paturi. Acesta este necesarul de paturi. Practic, în secția diabet, ei tratează diabetul de compensat, nu complicațiile diabetului. Complicațiile diabetului, piciorul diabetic, nu se tratează în cadrul secției, se tratează în cadrul secției chirurgie. Complicațiile nefrologice ale diabetului nu se tratează în diabet, se tratează în nefrologie. Practic, în cadrul secției se trata doar diabetul de compensat, care necesita internare și supraveghere pentru compensare. Cum sunt mulți pacienți cu diabet, majoritatea cazurilor sunt tratate prin internări de zi în ambulatoriul de specialitate, unde sunt 3 cabinete pentru această specialitate și unde pacienții care suferă de diabet fac cozi interminabile. Noi încercăm să facem față solicitărilor, adică tot ce este pacient care necesită internare prin unitate de primiri urgențe, îi internăm. Alți pacienți care doresc evaluare periodică o facem prin internări de zi, care se efectuează într-o zonă din ambulatorul de specialitate, astfel încât niciun pacient care solicită internare să nu rămână nerezolvat. La această dată, în evidențele Centrului de Diabet din Botoșani, sunt peste 11.800 de pacienți. Numai în primele 5 luni ale acestui an au fost diagnosticate mai bine de 570 de persoane cu diabet. În medie, în județul Botoșani, sunt peste 100 de cazuri noi pe lună.